În orașele Bălți și Chișinău s-au comis aproape jumătate din numărul total de infracțiuni săvârșite în primele șase luni ale acestui an. Statistica este prezentată într-un raport al Inspectoratului General al Poliție. Datele poliției arată că în prima jumătate a acestui an, în Chișinău, a crescut cu peste 30% numărul de infracțiuni comise în spațiul public. Din cele aproximativ 4.000 de infracțiuni comise în șase luni în capitala Republicii Moldova, în jur de 1.800, au fost săvârșite în stradă, parcuri sau în mijloacele de transport public. Cele mai multe fără de legi raportate la poliție au fost în sectorul centru, potrivit poliției la nivel național, numărul infracțiunilor comise în spațiul public este în creștere cu peste 8%. În 6 luni, peste 3200 au fost săvârșite în stradă, parcuri sau în alte locuri și numărul total de infracțiuni este într-o ușoară creștere comparativ cu perioada similară a anului trecut. În prima jumătate a acestui an, pe teritoriul Moldovei, au fost comise aproape 12.000 de infracțiuni. Aproximativ 9.800 sunt fapte ușoare și mai puțin grave, peste 1.500 grave, iar aproape 300 au fost catalogate drept infracțiuni deosebit și excepțional de grave. Cele mai multe fără de lege, aproape 4.000 fost comise în municipiul Chișinău. Alte aproximativ 3.000 s-au produs în raioanele de nord ale Republicii Moldova, iar în zonele de centru și sud au fost săvârșite în jur de 2.600, respectiv 2.000 de infracțiuni. Potrivit raportului IGP, cea mai mare rată a criminalității este municipiile Bălți și Chișinău, iar comrat cea de lunga, Dondușeni se află topul raioanelor cu cea mai mare dinamică a fenomenului infracțional. La polul opus sunt Telenești, Șoldănești și Dubăsari.